Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, sărbătoarea schimbării la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos are ca obiect comemorarea și actualizarea evenimentului teofanic de pe muntele Tabor, adică a minunii schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos înaintea ucenicilor săi, Petru, Iacob și Ioan. Evenimentul este descris pe larg în Noul Testament de Sfinții Apostoli și Evangheliști Matei, Marcu și Luca. Am ascultat astăzi cuvântul dumnezeiești Evangheliei după Sfântul Evanghelist Matei, așa cum l-a auzit el din gura Sfântului Apostol Petru, ca cel ce a participat la acest act sfânt de pe muntele Taborului, act care l-a pătruns și a rămas de neșters în inima lui. La 6 zile, după ce a spus ucenicilor săi, sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere, Iisus i-a luat pe cei 3 apostoli și i-a urcat pe un munte înalt, muntele Taborului din Galileea, ca să se roage. Pentru ce a luat Domnul cu sine numai pe cei 3 apostoli? Pentru că ei întreceau pe toți ceilalți. Petru iubea foarte mult pe Domnul, Ioan pentru aceea că era feciorelnic, iar Iacov ca cel care a fost omorât pentru Hristos și care a băut paharul muceniciei. Dar pentru ce a îngăduit Domnul să se arate Moise și Ilie? S-ar putea invoca mai multe motive, iar primul este următorul. Unii oameni ziceau că Hristos este Ilie, alții că este Ieremia sau unul dintre prorocii cei vechi, de aceea el a trebuit să se arate lângă Hristos cei mai însemnați dintre trimiși dumnezeiești ai Vechiului Testament, spre a scoate în evidență ce deosebire mare este între Domnul și slujitorii săi. La acest motiv se mai adaugă un altul, și anume că iudeii deseori îl înfruntau pe Hristos pentru că încălca legea și holește pe Dumnezeu, pentru că el își însușea vrednicia dumnezeiască pe care, ziceau ei, nu o merita. Dar este și un al treilea motiv pentru care Moise și Ilie s-au arătat alături de Hristos, și anume pentru ca apostolii să cunoască că el are putere peste viață și peste moarte. Evanghelistul Luca vede și un alt motiv, și anume spre a arăta slava crucii și pentru a îmbărbăta și a încuraja pe Petru și pe ceilalți care se temeau încă de pătimirea Mântuitorului. Sfinții părinți spun că Moise și Ilie au fost prezenți la schimbare la față de pe Tabor pentru a li se îndeplini dorința de a vedea fața lui Dumnezeu. Să nu uităm că în viața lor pământească nu au reușit să vadă fața lui. Moise a văzut doar spatele lui Dumnezeu pe muntele Sinai, iar Ilie s-a retras într-o peșteră atunci când Dumnezeu a trecut în adiere de vânt. Ei nu reușiseră să vadă fața lui Dumnezeu pentru că el nu se întrupase. Prezența lui Moise și Ilie alături de Hristos are și menirea de a ne descoperi că Hristos este o persoană distinctă și nu o reîntrupare lui Moise sau lui Ilie, cum credeau mulți din vremea aceea. Bine este nouă să fim aici. Petru știa că Domnul va merge în Ierusalim și va pătimi acolo. De aceea se temea și tremura pentru el, însă după reproșul, merge înapoi a mea, Satano, el n-a mai cutezat a zice către Domnul, fie-ți milă de tine. De aceea el rostește, bine este nouă să fim aici, unde sunt și Moise și Ilie, dintre care unul la nevoie a pogorât foc din cer, iar celălalt s-a acoperit de nori când a vorbit cu Domnul. Din replica, dacă noi vom rămâne aici, nimeni nu va ști unde suntem, vedem dragostea lui înfocată pentru Iisus. Ce s-a întâmplat apoi? Tatăl ridică glasul său și pe când vorbea, îi învăluie într-un nor luminos. Când Domnul se îngrozește, se arată nor întunecat, precum s-a întâmplat în Sinai. Aici însă el n-a voie să pedepsească, ci să învețe, de aceea norul era luminos. Tatăl a strigat, acesta este fiul meu cel iubit,
Ca să nu se poată cineva îndoi despre cine este vorba, Moise și Ilie s-au făcut nevăzuți. Și pogorându-se de pe munte, le-a poruncit lor Iisus zicând, nimănui să nu spuneți ce ați văzut, până când Fiul omului se va scula din morți. Iar când el a adăugat până după înviere, a arătat totodată motivul și timpul cât ei trebuiau să tacă. Pentru ca să se vadă slava Dumnezeirii sale, Hristos a urcat pe muntele Tabor. Acest munte este simbolul urcușului nostru duhovnicesc și echipul desăvârșit al înaintării noastre pe treptele cele mai înalte ale Sfințeniei și ale virtuților creștinești, simbol al înălțării spirituale, care din virtute în virtute duce la dragoste, virtute supremă care deschide calea contemplării dumnezeiești. Și pe când se ruga deodată, fața sa deveni o alta, se schimbă și străluci ca soarele, în timp ce hainele sale deveniră strălucitoare. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și arăta astfel strălucirea naturală a slavei dumnezeiești pe care o avea în el însuși. El s-a schimbat la față, ne confirmă Sfântul Ioan Damaschin, nu asumând ceea ce el nu era, ci arătându-le apostolilor săi ceea ce el era, deschizindu-le ochii și din orbi cum erau, făcându-i văzători. Hristos deschide ochii, deschise ochii apostolilor săi, iar aceștia văzură lumina dumnezeiască unită cu trupul său. Dumnezeu este lumină, iar vederea sa este lumină, spune Sfântul Simeon, noul teolog. Asemenea apostolilor, în vârful Taborului, numeroși ființe au fost marturii acestei revelări a lui Dumnezeu în lumină. Totuși, lumina nu este pentru ei doar un subiect de contemplație, ci și harul îndumnezeitor care le permite să vadă pe Dumnezeu, astfel încât se confirmă cuvintele psalmistului. Într-o lumină a ta vom vedea lumină. Ieșiți afară din ei înși și apostolii erau copleșiți ca de un somn și neștiind ce zice, Petru îi spuse lui Iisus, Stăpâne, ce bine ar fi să rămânem aici. Dacă vrei, vom face 3 corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie. Însă Domnul le arată atunci un cort mai bun și un locaș cu mult mai înalt pentru a sălășlui în el slava sa. Un nor luminos veni să-i acopere cu umbra lui, iar glasul Tatălui se făcu auzit în mijlocul acestui nor, mărturisind pe Domnul. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care am bine plăcut, ascultați de El. Acest nor era harul Duhului Înfierii și la fel ca și la botezul său în Iordan, glasul Tatălui mărturisea pe Fiul și arăta că cele 3 entități ale Sfintei Trăimi întotdeauna unite, participă la mântuirea omului. Însă, insuficient pregătiți pentru revelația unor asemenea taine, căci nu trecuseră încă prin încercarea crucii, apostolii s-au înspăimântat. Și când și-au ridicat capetele, l-au văzut pe Iisus singur, apropiindu-se de el și liniștindu-i. Coborând apoi din munte, el le ceru să nu vorbească nimănui de cele ce văzuseră, până când Fiul omului nu se va scula din morți. Sărbătoarea schimbării la față este deci aceea a îndumnezeirii naturii noastre omenești și a participării trupului nostru trecător la bunurile veșnice, care sunt mai presus de fire. Înainte chiar de a realiza mântuirea noastră prin pătimirile sale, Mântuitorul arată că scopul venirii Lui în lume este tocmai să aducă pe tot omul la contemplația slavei sale dumnezeiești. Din acest motiv, sărbătoarea schimbării la față i-a atras în mod deosebit pe călugări, care și-au închinat întreaga viață căutării acestei lumini. Schimbarea la fața Domnului înseamnă o sărbătoare a sfințirii omului, a preaslăvirii omului de către Dumnezeu, a omului smerit, rugător, postitor, nevoitor, care schimbă viața sa din viață păcătoasă în viață sfântă. Deci această sărbătoare este o sărbătoare a luminării și a înduhovnicirii noastre. Vorbind despre lumina taborică, se cuvine să amintim aici pe scurt învățătura despre energiile divine necreate, așa cum a fost formulată de Sfântul Grigorie Palama
în disputa lui cu teologii latini Varlam și Achindin. Lumina de pe Tabor este lumină dumnezeiască, energie, puterea lui Dumnezeu, rațiunile lui Dumnezeu în acțiunea lor concretă. În discuțiile despre lumina taborică, Sfântul Grigorie Palama face distinție între ființa lui Dumnezeu și energiile necreate, adică lucrările sale prin care el se lasă împărtășit. Învățătura despre energiile necreate constituie o caracteristică a ortodoxiei ce este la temelia credinței în caracterul personal al lui Dumnezeu și în îndumnezeirea omului. La acest praznic, îndemnul bisericii, îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos a fost cuprins într-o cântare din slujba becerniei care spune așa: veniți acum să ne schimbăm ca să ne suim în muntele lui Dumnezeu și să vedem slava lui Hristos. Iată, suntem în postul adormirii Maicii Domnului, când biserica ne cere stăruință pentru schimbarea noastră sufletească. Să ne schimbăm deci inima, cugetul, mintea, să ne lepădăm de prejudecăți, de ignoranță, de neștiință, să ne lepădăm de reziști, de toate rătăcirile, pentru că mintea noastră trebuie să aibă un anumit rost. Trebuie să înseteze după adevăr și să ajungă așa cum au făcut Sfinții Părinți, să contemple tainele credinței, pentru că schimbarea la față înseamnă schimbarea noastră lăuntrică. La un moment dat, Hristos a dezvăluit ceea ce era ascuns, adică a arătat slava Dumnezeirii cu care firea omenească a fost unită din clipa zămislirii în pântecele născătoare de Dumnezeu. Pe Tabor, Hristos a schimbat la față, dar nu a luat o altă înfățișare și nici nu s-a transformat, ci s-a arătat ucenicilor cu adevărata lui față, spune Sfântul Ioan Damaschin. Aceasta înseamnă că Hristos nu a luat ceva ce nu avea, nici nu s-a transformat în ceva ce nu era, ci s-a arătat ucenicilor așa cum El este în realitate. Pătrunderea naturii sale umane de puterea și slava Dumnezeirii este temeiul spiritualizării și iluminării noastre, căci după cum prin învierea sa din morți a deschis calea învierii neamului omenesc, tot astfel, transfigurându-se pe Tabor, a dat tuturor oamenilor posibilitatea transfigurării și îndumnezeirii. Trupul omenesc nu este doar un templu în care se lășluiește sufletul și apoi se desprinde de acesta prin moarte, ci este chemat la îndumnezeire pentru a se face părtaș nestricăciunii și nemuririi, asemenea trupului Mântuitorului, pătruns de slavă pe muntele Taborului și îndumnezeit prin înviere. În felul acesta, Domnul nostru Iisus Hristos a deschis fiecărui om putința de a-și redobândi starea harică, pierdută prin păcat, readucând pe toți oamenii la cinstea și demnitatea de fii adoptivi al lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerurilor. Rămâne la libera noastră alegere dacă vrem sau nu să ne unim cu Dumnezeu prin fapta bună și prin viață curată, pentru a avea parte de El în veșnicie și pentru a ne face părtași ai dumnezeieștii firi. La Hristos, lumina cea neapropiată și veșnică nu se poate ajunge decât în stare de jertfă și rugăciune. Jertfa înseamnă renunțare, învingerea egoismului și peronirea propriilor noastre patimi. Prin jertfa sa de pe cruce, Mântuitorul intră biruitor în stare de slavă, înedumnezeind firea omenească în actul învierii, iar prin rugăciune o transfigurează pe muntele Taborului, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea, adică făcându-i să trăiască în mod anticipat bucuria cea negrăită a slavei cele veșnice în care se odihnesc ființii în împărăția lui Dumnezeu. O altă cale de cunoaștere și înțelegere a lucrurilor este rugăciunea, înălțarea minții și a inimii către Dumnezeu, respirația sufletului, scară către cer și cheie a visteriei darurilor dumnezeiești, cum o numește fericitul Augustin. Rugăciunea izvorâtă din inimă curată și smerită luminează fața sufletului, tot mai viu și mai puternic, până la asemănarea cu Dumnezeu. Acest fapt îl descoperim chiar din contextul minunii petrecute cu Mântuitorul pe muntele Taborului,
Când s-a schimbat el la față? În clipele rugăciunii. În timp ce se ruga, lumina dumnezeirii împodobea cu strălucire fața Fiului lui Dumnezeu. Chipul său strălucea ca soarele, iar hainele sale s-au făcut albe ca lumina, încât ucenicii, nesuferind să vadă măreția suprafirească a luminii sale neapropiate, au căzut cu fața la pământ. Și sfinții au trăit aceste clipe de înălțare sufletească și s-au schimbat la față. Fie în momentele rugăciunii, fie când se împărtășeau sau săvârșeau Sfânta Liturghie. Și Moise s-a schimbat la față după ce postise 40 de zile și 40 de nopți și primise tablele legii. Sfântul Serafim de Sarov strălucea la față în ceasurile rugăciunii, iar sfinții Dionisie Areopagitul, Sava cel Sfințit și Simeon Noul Teolog, când liturghiseau și se împărtășeau, erau văzuți cum se transfigurează și cum se luminează la față de harul Sfântului Duh. Rugăciunea lucrează ca apa împotriva focului. Cel ce se așterne la rugăciune pune capăt păcatului, iar cel ce pune capăt rugăciunii începe a păcătui, spune fericitul Augustin. Poporul nostru a experimentat practica rugăciunii formulată în Zicala. Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Unde El cu harul său, niciun lucru nu este greu. Conștienți de puterea lucrătoare a rugăciunii și de roadele ei duhovnicești, să ne rugăm în ziua praznicului de astăzi ca Dumnezeu să ne lumineze cu lumina cunoștinței și a harului său dumnezeiesc, așa cum spune cântarea troparului. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină, slavă ție! Amin!